Sunt Valeriu și vreau a vezi la grupul online cu IDC de matematică. Așa, mă. Salutare, salutare. De la Mario. Plasa. Te rog, Mario. Să vede problema care ai două plasări. Două probleme cu 13 bine. Așa. Deci, 13 bine. Și cu compoziția bilelor, cu câte camere? 25. Două camere. 5 camere. Asta cu două camere, eu cred că sunt de la noi cu două camere. Bine, nu prea se numește. Așa. Bun. Da, noi ca problemă am luat-o de sine stătăvară, interesează modul în care vom gândi aici. Și dă numărul de... 50. 50. 50. Camere. Și cum ți-ai propus? Mă ajuți un pic sau mă lași singur? Da. Să nu spui că mă lași singur, mă ajuți. Mă ajuți. Ai fi drăguț, da? Da. Ai făcut-o de fiecare dată? Da. Bun. Să zicem. Eu cu ce treaba? Cu ce ne gândim bine? 1, 2, 3, 4. Eu mi-ai mai zis că făceam maximul și nu mai am. Păi bine când ai spus, iar m-am apucat de treabă. Deci mai bine să aflăm maximul și minimul de camere, da? După aia v-am făcut. Da, doar ce de treabă. Perfect, merg așa cum arată. Deci numărul maxim. Maxim de camere care poate fi dat. Numărul maxim de camere care poate fi dat. Cât ar fi la ea? Minimum este 26. Minimum, numărul. Minim de camere. 26. Egal cu 26 plus 2. Pentru că te-ai gândit așa, 13 și cu 13. Nu. Da? 2 ori 13. Dar cum știi asta? Da. Te mai fac, hai că nu. 13. Așa este. Deci, 2 ori 13 înseamnă de 2 ori 13. 13 plus 13. Iar la adunare tu ești foarte puternic. 13 plus 13 fac 26, da? E zic, 26 cam. Da? Mă, așa, am pus așa. Cam. Iar la numărul maxim? 5 ori 13. 5 ori 13. Dar nici nu mai știu. 5 ori 13 în 2. Pe 5 ori 13 în 2, 26. 2 ori 13 am făcut 26. Și 3 ori 13. Fantastic, frate! 39. 39 cu 26. 52. 52 sau 62? Ia să vedem. 62. Îți faci o 10, da? Da. 62. Și acum îți spune prietenul cum ai și gândit tu. Deci, este tare, foarte tare. Vreau să vă descriu asta, să vedeți cât de frumos a zis. De 5 ori câte 13 înseamnă de 2 ori. Înseamnă, la urma urmei, 13 de 5 ori. Asta gândește la asta. Și pe ea plus 13, plus 13, plus 13. Deci asta am făcut odată. De așa am făcut de 2 ori de 13. Știu dinainte, își fac 26. Pe 5 l-am despărțit în 2 și 3. Asta, mă, asta vreau să-ți spun prietenilor noștri. Că tu ai văzut aici că 5 e despărțit în 2 și în 3. La minim. Și ai aflat? Maxim, încă 5 plus... Nu, 3 plus 2 de 5. Da. Și 2 ori 13, 26. Așa. Și 3 ori 13, 39. Așa. Că 3 plus 3 plus 3 fac 9 și 10 plus 10 plus 10, 39. Foarte tare. Și acum trebuie adunat cu astea două. Da. Și ai zis 6 și cu 9? 6 cu 9, 15. 15. A 10, 10. O 10 o punem aici la 2, faci 3 și cu 3? 65. 65, eu trebuie la 3 și nu 62, ci 65. Foarte bine. Dar metoda, tehnica prin care te-ai dus la 5 ori 13, mi-a plăcut de... nu-ți povestesc. Deci tu asta când ziceai, pe 5 l-am făcut în 2 și un 3, că știam de așa cât fac 2 de ani în 13 ani, că desfășurat, așa am minteam. Pe minimum... Le-ai aflat, ai muncit odată pentru mine, cum să nu ții cont din el, nu? Asta îți spui tu.
Știu de asta mai înainte, m-am rănat de 3 ori din 13, fac 39 și ai făcut mental ai făcut chestia asta. Ne-am păcătut una pe 6 și cu 9, că fac, a zis mai 12, dar a pus pe hârtie de 9 și am văzut fac 15. 10, am trecut la 10, deci la 2 și fac 30, cu 30 fac 60. Deci e perfect. Și tu ai dat un număr de camere, 50, cuprins între 26 și 65, da? Întrebarea mea, cu câte camere se începe de distribuirea? 50 de cine se apropie mai mult? Am început cu 2. Cu 2 ai început? Nu da. Așa? Cum ai provenit tu cu 2? 50 minus 20, 30. Deci, 50 minus 20. Cred că 26. Care îți scădea minimul. 50 minus 26. Da. Da. Din 50 scădea. Deci îți încep cu câte 2. Pur și eu pe 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Și ce de câte 2? 26. Și acum, să vedem câte camere rămân. Deci 50 minus 26. Cât faci o aritmetică de 26? 0 minus 6 nu se poate. 10 minus 6, 4. 4 și cu 0, 4. Deci 4 ai zis așa. 4 și cu 0, perfect, 4 și... 4 și 40 minus 20, 24. 24. 24 de camere. Și 3. Până e încuzem pe 24, da? 6, 9... Asta e 1, 2, 3... 4, 6, nu, 3, 6, 9, 11... 12, 9, 12. 12, 15, 18, 21, 24. Ia să vedem. 3, 6, 9, vorbește tu. 12, 15, 18, 21, 24. M-am dus prea mult, nu? Da. Mai vedem o dată, mai numai o dată, că eu am mai greșit eu și să fim convinși. Da, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21, 24. Excelent! Am necluit la cele 24, înseamnă că acum văd câte bine sunt, că răspuns corect, răspuns corect. Te rog să-ți spui tu. Sunt câte bile cu 5? 8. 8 cu, 8 cu bile, deci 8 bile cu? Cu 5 camere. 5 camere. 8 bile cu 5 camere și? 8. Și cu 2? Cu mai multe. Cu 2? 5. 5. Așa. 5 bile. Două camere. Hai să facem proba. Să vedem dacă ies cele 50 camere. Dacă sunt 8 câte 50, aici vine 8 ori 5. 8 ori 5. De 8 ori câte 5. Sau da. Corect. Ia să vedem ce face de 8 ori câte 5. De adică... 8 ori câte 5? Da. 8 ori 5? 8 sau 16? Așa. Și 6 plus 6 cu 16, 18 cu 16. Deci, hai să vedem o dată. Înseamnă de 5 ori de 8. 1, 8, plus 1, 9, plus 1, 9, plus 1, 9, plus 1, 9. Ai zis 8 și 8 fac 16? 8 și 8 fac 16? Ăștia doi adunați fac? Fac 32. 32. Și vin și cu 8 ăsta? 8 ăsta 40. 40! Foarte tare! Dar tu puteți să mai gândești de 8 ori câte 5. Mai puteți să zici și așa. 5 plus 5 plus 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30.
sens. Și așa poate fi. O să zicem de 5 ori câte 8, o spunem de 8 ori câte 5. Da? De 8 ori câte 5 și faci tot 40. Și asta 50, 50, 20, 25, 30, 35, 40, s-ar fi foarte ușor. Dar ne pregătim de tabla mulțirii foarte serios. Prin aceste exerciții, voi, toți cei care sunteți în clasa 1, puteți să vedeți cum vă duceți ușor, ușor spre tabla mulțirii. Numărând din 3 în 3, numărând din 4, 4, din 5, 5, 5. Ăsta este antrenamentul care se face. În final, sunt 40 de camere aici, cum am și văzut, și te rog să vedem la 2 ori 5. De 2 ori de 5 fac 10. 10. Deci aici 8 ori 5 egal cu 40. Așa. 40. Iar 5 ori 2, 5 ori 2, egal cu 10. Să știi că la voi, clasa 5, așa se face mulțirea cu X-ul ăsta, așa. Și atunci, total aici câte obținem noi? Total obținem 50 de camere. Și problema este că avem un răspuns corect. Deci prima variantă, prima problemă a fost rezolvată cu 50 de camere, dar un număr foarte deștept. Că dacă tu dădeai 51 de camere, la diferență le dădea cât oare. Deci dacă nu îți place, 25. Și când împărțeam câte 3, câte 3, și rămâneau o cameră plus. Da. Deci ar fi fost o mare prostie să-mi dai 51 de camere. Tot atât de bine, dacă dădeai 52, ce părere ai tu? Mergea? Mergea cu 52? Da, pentru că dădea 26. Și 26 când îmi pune câte 3, câte 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Și 2 rămâne. Da? Următoare nu puteam completa. Deci, care era numărul deștept după 50? 53. Din 3 în 3. Așa este. Deci când scazi, asta e tehnica. Când scazi, ce rămâne trebuie să parte din 3 în 3. Da. Mai mult. Mai mult? Da, da. S-o face. 41 de camere. Deci, 41. Mă apuc trebuie de treabă, te rog să mă ajut și tu. Ce facem? Tot așa scădem din... Mai am aflat maximul și minimul deja. Deci de făcut de treaba, este aceeași urmă. Face căsuțele. Căsuțele vreau de făcute. Le șterg deasupra astea de câte 3. Așa. Ca să mă știi, da. Sunt comod. Știi că auzi că-s comod, nu mai fac încă o dată lucruri căsuțe. Păi sunt mai... Ce-a făcut aici? Din 50 a scăzut 26, acum din 41 scădem, da? 41 scădem din 26. 26. 1 minus 6 nu se poate. 10 minus 6, 4 și cu 1, 5. Foarte bine. Și 30 minus 20, 10. Deci 15 ori rămas, da? Părerea ta, e bun, e deștept. 15. Da, e bun. E bun că din 3 în 3 dai peste 15. 3, 6, 9, 12, 15. Excelent. Acum nu facem nimic să ne punem la cele... cred că 5 sunt. Da. Da? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, opa, opa, așa. Da, domnul zbun. Așa. 3, 6, 9, 12, 15. Și e mai mult sau mai mult? Doar 5. Numai doar 5 sunt asta? Da. Și aici am greșit. Da, bine. Perfect. Acum, răspunsul corect, e acesta. Câte 5? 5 bile. Bile cu 5 camere. 5 camere. Și 8 bile cu 2 camere. 8 bile. Cu două camere. Dacă eu dădeam, să zicem, m-am făcut și din fugă îmi spune, 42 e bun, să dau? Nu. Bun. 43? Nu. Dar 44? Da. Fantastic. Gata, te-ai prins. Deci, hai. Să nu faci. Așa. Deci el se sensizează acum, nu mai poți spăcă. Dar dacă spuneam, 45? 46? Nu. 47? Da. Da. Așa e poanta. Deci la scădere trebuie să-mi iau un număr ca
Care se bate, dar 3-3. Pentru că diferența de două camere și 5 camere, aceste 3 care ne adăugăm, trebuie să le putem modifica. Care am făcut cu problema de el. Așa, deci e limpede acum, e foarte clar. Tot cu compoziția asta, pentru data viitoare, 5 probleme. Nu mai avem timp. Știu, dar ne facem altceva. Ok. Super! Ce faci doar ceva mai? Vă spus? Asta rămâne antologică, înregistrată. Vedeam peste ani, peste ani. Reacția naturală este extraordinară. Da? Deci, da, 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 asta este minunea. Cu copiii de nivelul acesta, putem face fel de fel. Cu 2 și cu 5? Tot așa. Tot cu 2, cu compoziția asta, 25 camere, dar de compus cu, cât ți-am zis, 5 probleme. Adică trebuie să dai 5 numere. Da, situația de acela, dar să fii deștepte. Numere da. Care să permită mai învățirea. Bună seara, copiți, poftiți, poftiți. Nu intrați pe timpul lui, nu ați intrat. Ați zis bună seara, veți îmbrăca și mă lăsați că m-a advertizat. Nu s-a spus timpul, să vă rog frumos. Da, da. Câte de numai? 5 minute. Câte nu puteți să-l vedeți? Nici numărul e, domnul. Da, da, da. Deci ce să-l vedeți că e un chestie super. Uite, pe un kilogram de mere și două de pere s-a plătit suma de 13 lei. Da. Pe 3 kilograme de mere și două de mere s-a plătit 19 lei. Ok, diferența este de 6. Diferența este de 6, și se zidează de acolo. Aveți să scrie. Da, zici că deci vede că diferența e cu 6 repede s-a arătat în mine. Așa. Atât. De unde vine diferența asta? De la mere. De la mere. Dar câte kilograme de mere pe comandă? Câte kilograme de mere prin comandă? Păi cu cât am luat în mine? Perle erau cu 5 kg. Nu, n-are importanță. Acum e egalitate. Deci proveniți la mere, se strezi la mere. 1 kg de mere, 3 lei. De unde știi 3 lei? Pentru că 2 kg de mere face 5 lei. Deci, insist, diferența de 6 lei provine din faptul că aici avem câte kilograme în bursa de oare? 2. Asta e. Deci, de rezultă de aici că 2 kg. 3. Așa, costă diferența. 2 kg costă diferența 6 lei. Da? Deci 2 kg. Și am spus că... Un singur kilogram? Un singur kg, 3 lei. Deci de aici rezultă că 1 kg. 1 kg mere costă 3 lei. Și acum am făcut pentru pețele. Un kilogram de pere, da? Un kilogram aici. Iar mai sancționat. Am zis două pere. Și am zis o pară cu asta, da? Deci 2 kilograme. Da. Deci de ce nu spun, de ce nu vorbesc și eu într-un limbaj? Că se ne înțelege. Da, ai dreptate. M-am grăbit aici și n-am pus, dar tu trebuie să mă sancționez de fiecare dată, că asta e locul tău. Da. Dă-mi mine așa ca să te țin minte. Bun. Deci, acum, un kilogram de mere punem 3 lei. Un kilogram de mere am cu
pus eu. Da, ai pus de-a dreptul 3 lei. Și sigur diferența din 13 scădem pe 3. 13 scădem pe 3. Pe altul 10 lei. Costă, 10 lei costă 2 kg de pește. Și atunci cât costă un singur kilogram? 5. 5, nu? Dacă 2 costă 10 lei. Deci 1 kilogram de pere costă 5 lei. Și iată, tu ai dat răspunsul corect. Mai insist încă cu o problemă și ești încă timpul tău? Un minut? Băi, da, un minut, eu plecat afară, facem o problemă. Sinteză, deci, domn profesor. Sinteză, că intrăm în timpul celălalt. Da? Și facea bine așa și scot pe ăștia. Am înțeles. Facem sinteză, hai să facem sinteză. Sinteză. Sinteza corect. Ce-am făcut? Am făcut problema cu așa. Probleme. Prin metoda false ipoteze. Al serii ipoteze. Pentru de fapt asta faci față, e presupun că cum ai face bine cum acolo atâtea camere și vezi surplusul de camere și falsă ipoteză, da? Și dă o problemă prin metoda comparație. Da. Metoda comparație. S-a terminat ora. Ce faci tu? Îți dau și acasă încă cele 5 probleme care au fost pentru vineri de astea, nu? Vineri. Da. Ce faci sumele următoare? Suma este egal cu 17 minus 18 plus 19 minus 20 plus 21 minus 22 plus 23 minus 23 minus 24 plus 25 minus 26 și plus 50. Poate suma este 1 și suma este 2 egal cu 101 minus 102 plus 103 minus 104 plus 105 minus 106 plus 7 minus 108 plus 109 minus 110 și plus 30. Astea sunt două sume la etocatema. Așa, dar aș vrea să-i spunem prietenilor noștri ce trebuie. La revedere, nu uita la ce se va na prof online. La revedere! La revedere! Și ceva să mai spunem? Să fac următorul lucru, vină trebuie să stai lângă mine și că a fost și nouă lecție frumoasă. Să mai spune prietenilor voștri așa. Părinților, fraților, ei la clasă să meargă și să spună există prof online și eu v-am făcut o lecție minunată. Nu îmi spune și asta întotdeauna? Da. Așa să le faci, nu? Da. Deci ce spune? Afară să aboneze, să fac nu știu ce, să dai like și share și să spune așa. Voi care mă cunoașteți pe mine, eu sunt Mario. Super Mario. Super Mario. Dar de ce spuneți ea Mario? Ia spune. Tu te-ai născut în Italia, nu, în România. În România, da. Davide s-a născut în Davide, Italia. Davide, da. Oricum, prietenii noștri să știe clar că tu te vei strădui de fiecare dată când faci lecții cele mai frumoase și ei sunt la toți părinții care îi urmăresc, frații mai mari. Și ei chiar spun. L-am dat de prof online. Face niște lecții foarte frumoase. Eu fac echipă cu el. Da. Asta eu sunt super mare. Asta este. Da. Bravo. Hai, da. Acum, hai.